Rezultatele parțiale ale sesiunii din luna august a examenului de bacalaureat au fost publicate luni de Ministerul Educației. În județul Hunedoara, promovabilitatea a fost de 23,72%, mai ridicată cu aproape 4% față de cea înregistrată în sesiunea de toamnă a bacalaureatului din anul 2015. În județul Hunedoara s-au înscris la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 910 absolvenți. S-au prezentat la examene 759 de candidați, dintre care au fost respinși 579. Cea mai mare medie, 8,9, a fost obținută de o absolventă a Colegiului Economic Hermes Petroșani. Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Educației, rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2016 este de 24% pe țară. Astfel au promovat 8.290 de candidați dintr-un total de 34.577 de candidați prezenți. La sesiunea din august-septembrie s-au înscris 42.297 de candidați. Procente de promovare peste 30% s-au înregistrat în județele Alba 35,27%, Neamț 32,56%, Iași 31,95%, Brașov 31,57%, Caraș-Severin 30,55% și Botoșan 30,25%. Rata de promovare în capitală este de 20,27%. Județele în care rata de reușită s-a situat sub 20% sunt Ilfov 12,65%, Gorj 16,30%, Giurgiu 16,80%, Satu Mare 19,46% și Suceava 19,82%. Rezultatele înainte de contestație au fost afișate luni 29 august conform calendarului la centrele de examen și pe pagina web dedicată bacalaureat.edu.ro. Rezultatele finale vor fi făcute publice joi 1 septembrie după rezolvarea contestațiilor. La sesiunea din iulie a bacalaureatului 2016 în județul Hunedoara, rata de promovabilitate a fost de 66,32%. Mai exact, 1908 absolvenți au promovat în sesiunea de vară a bacalaureatului dintre cei peste 3000 care s-au înscris la examene.